Și după primele două zile să conducem cu 3-0 la Sibiu, unde am pierdut două partide, acum îmi spar gheața, ne bucurăm foarte mult. Horia, a fost o simplă formalitate astăzi, meciul de dublu? Da, meciul în sine nu a fost foarte dificil, doar faptul că noi comentam pe adversarii noștri. Ne-a luat ceva timp până ne-am dat seama unde le place să vădească, de ce n-am întâlnit momentele importante. Ne-au surprins puțin, au servit destul de bine. Un început pic mai slab din partea mea, creditul de primul game. Nu sunt foarte mulțumit de acel început, dar nu a fost un meci în care a trebuit să facem foarte multe lucruri. Am jucat standard, am fost agresiv pe serviciu și pe retur și am obținut un break când trebuia ca să câștigăm la un scor. O întrebare pentru Horia, o întrebare pentru Florin. Domnul Hărădău a declarat ieri că în această formulă de echipă aveți toate șansele să câștigați medalia de aur la Olimpiada de la Rio. Medalia de aur? Da. Drum lung până la Rio. Mă bucur așa un compliment, dar să rămânem cu picioare pe pământ. Sperăm să creștem în joc în continuare. Am făcut-o progresiv în ultimii 2 ani. Păcat avem alți parteneri cu care jucăm în circuit. Dar, bineînțeles că Olimpiada de la Rio este un obiectiv pentru noi. Ne dorim foarte mult să câștigăm o medalie acolo. Și când va veni momentul potrivit, vom încerca să ne facem un program încât să ne pregătim mai mult împreună, să avem cea mai bună șansă să obținem această medalie. Dar, bineînțeles, sunt multe echipe acolo care doresc acest lucru. Deocamdată ne vedem de progresul nostru constant, sper să fim sănătoși și să jucăm la fel bine în continuare.